Eu sunt sigur că tu ai mai avut și alți bărbați. Ești din presă să-i face sex, nu? Dar cum e asta? Că de prima noapte te-am... Ai știu să mă vrăjești! Cum că adică ai vreun dubiu așa cu privind... Băi, dar bă, tu mă lași! Ce tu mă iei? Băi, viața! Eu zic să lăsăm cuvintele. Și hai să trecem la treabă. Aveți nevoie de mine în jocul ăsta al vostru. Da, bă, dar nu plătim atâta. Ia uite. În prima fază, o mângâia, îi făcea da, dragă, da. Eu pe fraierul ăsta în fund și am nevoie de ajutorul tău. Neapărat trebuie să mergem la poliție. Bă, cum ai văzut? Cu tine vorbești, ești mult mai inteligentă decât pari. De la cine primești mesaj? Am o prietenă tale, Băușă. Tu n-ai cum să-mi spui mie așa ceva! Ascultă-mă! Ai frate, ascultă-mă! Mă jur pe cel mai scump, mă jur pe Dumnezeu! Gata cu interesul, gata cu absolut tot! Statisticile arată că aproape un sfert din copiii României sunt crescuți în familii monoparentale, în majoritatea cazurilor alături de mamă, tatăl fiind absent din viața copilului. Un alt studiu a scos la iveală faptul că unul din 10 copii nu știe cine este de fapt tatăl său biologic sau că are dubii referitoare la relațiile de paternitate. În zilele noastre nu este nevoie decât de un simplu test ADN pentru ca adevărul să iasă la iveală. Cu ajutorul unui mediator, familii aflate în cumpănă vor descoperi adevărul despre trecutul lor, tați și copii față în față, într-o confruntare zguduitoare pentru aflarea propriei identități. Doi copii frumoși și sănătoși, o mămică tânără, o pereche de bunici iubitori și în putere, deja se conturează o imagine aproape de ideal a unei familii fericite. Întrebarea este însă, unde este tatăl în toată această poveste? Irina are 28 de ani și în urmă cu 6 luni i-a născut pe Dinu și pe Mihnea, cei doi frățiori gemeni, bucuria familiei Gliga. Irina a avut o relație de 13 ani cu Dumitru, marea iubire a vieții ei, dar lucrurile nu au mers tocmai bine și cei doi s-au despărțit. Irina s-a aruncat imediat în brațele altui bărbat, dar nici acea relație nu a funcționat, iar acum tânăra mămică este chinuită de gânduri și de întrebări. Cine este tatăl copiilor ei și oare va dori acesta să-și asume paternitatea? Simt că vreau să aflu adevărul, să copiii mei să aibă un tată, să iubească cineva. Totul a început când aveam 15-16 ani. Cei doi s-au cunoscut în adolescență la o petrecere de anul nou. El și-a făcut curaj și a invitat-o la un suc, apoi au început să se întâlnească din ce în ce mai des, iar dragostea lor de adolescenți s-a transformat într-o relație în toată regula. Cu timpul au evoluat lucrurile. Mioara este mama Irinei. Femeia a rămas văduvă de timpuriu, pe când fata ei avea 9 anișori. Nu a trecut multă vreme și l-a cunoscut pe actualul ei partener, Costică, zis și Ică, un bărbat cu posibilități materiale importante și care a fost dispus să o accepte împreună cu un copil. Ba mai mult, a crescut-o pe Irina ca și cum ar fi fost fetița lui. Irina, Mioara și gemenii locuiesc împreună cu Ică în vila acestuia și tot aici a stat ani de zile și fostul iubit al Irinei, Dumitru. Deși nu sunt căsătoriți, Mioara și Ică sunt de nedespărțit. A crescut-o el împreună cu mine, nefăcând diferența că nu este tatăl ei natural. Mă vorbiți despre Ică, nu? Pe care l-am menționat mai devreme. Exact. Dar spune-mi, de ce te-ai despărțit de Dumitru după 13 ani? Păi, relația a început să scârție când Dumitru și-a pierdut locul de muncă. Era mereu nervos, recalcitrant, era... Și pus pe scandal mereu. Da. Și nu mă mai înțelegeam efectiv cu el, nici în pat, nu prea. Adică relațiile sexuale deveniseră
O dată la o lună, poate, sau două. O relație nu se bazează numai pe sex. Se bazează auziți, și pe... doamna? Da, doamna. Dumneavoastră se născută mai devreme. La vârsta lui e normal pe când... Nu e normal, doamnă. Deci asta ca mamă trebuia să o urmăriți, să eu vedeți care este... La 15 ani nu mi se pare normal să aibă o relație... Și pe primul loc. Nu cred că este pe primul loc. Așa ați făcut și dumneavoastră toată viața, v-ați axat numai pe sex. Păi ce face mama, face și copilul, doamnă. Doamnă, ce face mama, face și copilul, să fie clar. Haideți, doamnă, nu trebuie să aduceți bărbați acasă, că fata poate a văzut la dumneavoastră așa ceva, nu? Fata este tânără, e frumoasă. Așa și? Dar la 15 nu mi se pare să facă mai serios. Un bărbat și o femeie, bună. La vârsta lor. El la vârsta lor nu, e, nu mi se pare normal, nici majoră n-a fost ca să-și înceapă viața sexuală, să fie clar. Haideți să ne liniștim un pic, haideți să ne liniștim. Doamna, totuși a pus o întrebare până la urmă. Ați încercat să vorbiți? Da, am încercat să vorbim, doar că el... zicea că nu a schimbat, nu s-a schimbat. Se eschiva, spune. Da, se eschiva, nu vrea să discute, zicea când îl prindeam, spunea că sunt o mincinoasă, că eu m-am schimbat, că el e la fel. Nu știu ce s-a mai fi făcut. Și ce s-a întâmplat până la urmă? Până la urmă, într-o zi, a zis că pleacă la pescuit. A venit maică sa, ca să vă spun eu ce s-a întâmplat, cu gura mare și aia, că e copilul ei nefericit. Eu stai să discutăm despre ce este vorba, să punem aici adică pe tapet. Adică cum, hei, hei, stai puțin. Băi, n-ai a venit maică ta și înceapă. Băi, și nu ai luat, că nu te-am luat sau ce? Ei, puteai să-i lași cu scră, nu te supăra, copiii să-și rezolva problemele. Ai zis, hai mama, ca să ai luat mama ta acasă. Care cu scră, din moment ce ai avut o relație? Într-o relație, indiferent că este cu acte legală sau așa, în concubinaj, da? Acum suntem în secolul ăsta și perorez mult pe subiectul acesta. Așa. Trebuie să existe sentimente, înțelegere, iubire. N-a mai fost, puteau să-ți mai stea să, că stăteau la mine, nu? Și ce dacă el n-a mai avut servici? Eu i-am întreținut cu Ica. Și foarte bine și cu Ica. Și nimeni n-a să se adă Ica pentru că el nu a spus niciodată că el nu avea servici. Nu nimeni nimic de tine. Da, mama victima atâta. I-ai ținut. Foarte bine că ai ținut pe la eu pe copilul dumitale, așa? L-am văzut ca pe copilul meu. Nu a făcut niciun fel de diferență. Dar ai venit repede până pusă masa, nici n-ai vrut să discuți cu mine. Hai să venim acasă. Hai după fostele. Dar vreau să spun ceva, cordonul umbilical nu a fost tăiat între tine și el. Te-ai băgat și l-ai sistat în relația. Pentru că e băiatul meu și țin cu el. Tu de ce ții cu fata ta? Hai iar și sparte cu el pe cap. Hai, gata, lasă-mă pe știu eu de ce am despărțit. Știu eu de ce am făcut. Ce? Spune și mie că sunt curioasă. Lasă-mă, ce... știu foarte bine de ce? Ce ți-a spus? Băiatul meu spunea de spune. Lasă ce ți-a spus de el din iara mea? Ce? La tine. Lasă! Acum e în țău mare, dacă la ce Irinuca, fata mea, nu știu ce, așa ai venit? Dintr-o dată, hai, bocceluța, hai la mămica acasă, da, să te îngrijească mămica, de ce suferi ea? Nu mai văzut că nici, parte, nu știu ce nici să facă dragoste, nu mai vroia, dar de ce nu mai vreau să facă dragoste? Mă gândesc că poate l-ai luat acasă, acolo îi pregătise-i o tipă pentru el, ca să-i despartă fata mea. Deci asta 13 ani, eu dacă nu mai era atât de bun la pat, cum stai cu bărbat 13 ani? Păi în ultimul timp s-a răcit, da? S-a distanțat de ea. Așa, de la un an la altă. Tot timpul cădea pe gânduri, așa că l-am întrebat și mă, mamă, dar ce-i cu tine? Deci transpus așa, ești într-o altă dimensiune, ce-i cu tine? A, n-am nimic, că nu-mi găsesc de lucru. Nimic, pe cât îl vătești. Mă, da, dar uite, l-a spus Alia cu el în piață și n-a vrut. Ce l-a refacut? Da, că el vrea să se ducă numai în domeniul ăsta și așa mai zic, hai să-și cu el și-a făcut. Dar nici, sincer, nici nu merita să stea cu el, bine au făcut că s-au despărțit. Chiar nu merita, e fată tânără, frumoasă, nu merita unul ca el. Da, foarte dar bine că s-au despărțit. Și-l iubești, da? Îl mai iubești? Da. Nu zic că nu e bun la poate, ce mai iubești? Ce mai faci cu el? Păi era, dar nu mai voia, era să turba pe din altă parte. Lasă-mă, 13 ani și dacă nu ți-e bun, nu te potrivești, ai, la revedere, cauți altul, nu? Dumitru a fost prima iubire a Irinei și prima dragoste nu se uită cu una, cu două. Plângeam zile, nopți, mama... Căzuse într-o mică depresie, așa. Și l-am cunoscut pe Pavel. Pavel, la momentul acela, mi s-a părut bărbatul ideal ca să pot să trec peste Dumitru. Vorbea frumos cu mine, am dansat în seara aceea. Și... Te-a înțeles, da, mi-ai spus povestea. Îmi spunea vorbe frumoase și m-a vrăjit. În seara aceea am mers și mai departe.
Dar nu știu adică? Din capul și ce-i cu asta? Oh, ce fată cu minte ai fost, ai și culcat din prima seară. Dar de ce nu te-ai culcat la un restaurant acum ca să fie extraordinar? Băi, de ce ai suferit că te-ai culcat cu primul venit? A, lăsați-mă, doamnă, lăsați-mă cu povești de asta. Așa, mama s-a fică. Bine, gata, am înțeles. Și cât a durat relația cu Pavel? Aproximativ 3 luni. O, ce mult. Păi dacă s-a schimbat și el, s-a schimbat. Da, și ce s-a întâmplat cu Pavel? Gata, haide să ne liniștim un pic. S-a mutat la mine. Da, așa. Mama la fel l-a tratat ca cum l-a tratat și pe Dumitru. Ne făceam mare, ne dea și bani, cuică. Nici Pavel nu avea un loc de muncă? Nu. Doar de muncă. Cum ai găsit pe toți așa? Toți n-aveau servici, toți erau sărași, dar i-a plăcut sexul. I-a plăcut numai sexul, doamnă, numai sexul i-a plăcut. Da, sexul a fost bun pentru ea. Eu am niște posibilități materiale împreună cu Ica și am considerat că împreună cu Ica s-o sprijinim. Și să-i sprijinim și pe căpușele astea. Haideți să vedem ce s-a întâmplat cu Pavel. Începuse să nu mai vină noaptea acasă. Se comporta total diferit față de începutul relației. Adică cum? Ce îmi spune că te spunea mereu, spune-i tu, doamna mediator, adevărul. Cum îmi spunea ce e numai că ta și numai că pare. Da, încerca să că-i plac numai de arată firmă. Pe urma noastră. Păi că-i plac numai de alea, spune. Da. Așa și? Și într-o zi n-a mai venit, a plecat. Nu te-ai întrebat niciodată, poate ai tu o problemă. Păi aveam o problemă, adică nu ai zis nimic. Da. Adică a fost permisivă, au făcut ce-au vrut. Deci adică nu le-am copil, le-am vedea și blândă. E pe nu le-am impus restricții, nu le-am spus, nu vorbi cu nu știu cine. Au avut prea multă libertate. Trebuie să vă asumați faptul că ați greșit. Dumneavoastră, cum ați educat-o? Eu am educat-o frumos. Nu cred. Vi se pare copilul meu că nu este educat? Dar ca dovadă, uite unde am întâlnit bărbați nepotriviți. Haideți să ne întoarcem la oile noastre, vă rog frumos, să ne concentrăm asupra celor doi copii. Ce mă interesează acum să aflu este dacă tu ai aflat că ești însărcinată înainte sau după ce Pavel a plecat? După ce Pavel a plecat. Și l-ai contactat? I-ai spus că ești însărcinată și că... Am încercat și a zis că nu, că el nu își asumă, că el nu vrea să fie tatăl copilor mei, că a fost doar o distracție și... S-a auzit obraznicul. Aventurier. El nu e pregătit pentru așa ceva. E nepregătit că nu lucrează niciodată, n-are un job stabil de asta. Vorbești de lup și lupul la ușă. Pavel este un tip care se respectă. Deși a acceptat invitația la mediere, a întârziat și abia acum și-a luat locul în camera de așteptare. Bărbatul poate să audă tot ce se vorbește, dar nu poate interveni în discuție. Acum că știe că este ascultată, Irina schimbă puțin placa. Dar relația cu Pavel cum era? Din punct de vedere sexual ne-am înțeles foarte măcar bine. Atât. Adică jucam diferite joculețe în pat și... Deci înțeleg că spre deosebire de relația cu Dumitru, ceea ce s-a întâmplat cu Pavel era foarte satisfăcător. Da. Și dacă ai ajuns la concluzia că el este posibil tatăl copilului, bănuiesc că nu vă protejați. Nu. Pavel spunea că nu simte aceeași plăcere dacă se protejează. Am înțeles. Eu zic să auzim și ceea ce are Pavel de zis. Deși au avut o relație de foarte scurtă durată, bărbatul a jucat un rol important în viața Irinei, fiind aventura din care este posibil să fi rezultat micuții familiei Gliga. Salută lumea! Bună, Pavel, ia loc aici. Auzi, da, și-o întrebă la tine acum. De ce dracu mai aici? Te rog frumos să te calmezi și să iei loc. Pe cum dracu să mă calmezi, bă, fată? Ești un nenorocit, te rog frumos să stai jos. Hai că stau. Pavel. Spuneți, vă rog frumos. Ai ascultat toată conversația. Ok. Ce părere ai despre ce ne-a spus Irina? Într-adevăr, ați discutat despre faptul că ea e însărcinată cu copiii tăi? Știți care e problema? Eu cu ei n-am avut o lasă de nebunie, o Caterinca, o Mărzina. Dar nu ți-e rușine să spui așa ceva? Băi, mă lasă, vă vorbesc până la capăt. Mie ce spune? Mie nu spune că... Mă lasă, vă până la capăt, stai să vă vorbesc până la capăt. Am văzut aulața asta nebună cu ea, Caterinca, una asta, cu mașina, prin pădure, pe acolo, pe acolo, au hotel, pe alea, pe acasă. Dar eu sunt un sportiv, chiar dacă nu altă sportiv, tot sunt macho, sunt bine, tot sunt Johnny Bravo, ai înțeles? Asta e partea acum, dacă i-a pus botul la prăjeala la mea, e partea a doi. Mă-ți e rușine să vorbim. Voi lăsați jocul jos, că nu vorbesc cu voi.
Așa spuneți. Ei, uitați-vă la el. Din consiliere, foarte bine că ne-a dat o găsiță. Băi, vă rog să vă ajut la mediatoare, vă rog să vă ajut. Foarte bine. Ah, mulțumesc frumos, să rămân așa. Spune-le, ai avut muncă vreodată? Normal, să consiliere de vânzări. Ce se vede, nu se vede deloc. Nu se vede, nu se vede. Păi tu vorbești și plecate spui că ești cupa, cupa. Ai nebunit, tu vorbești când așa ceva. Dar mie, ci de fata asta, uite, e frumoasă, e sensibilă, nu ți-ai putut. Și ce să-i fac eu? Bine, bă! Din contră, din contră! Deci ești un bărbat cu oameni. Domnișoarelor, lasă vă spun că i-a făcut un bine, i-a făcut rănoată cu forța, a zis, vină cu asta, ți-o pipa de cum din gura, cu frumos, frumoasă, da? Ai, de bună voie! Ea a spus cu gura ei, ea a spus cu gura ei că a satisfăcut oameni decât Dumitru. Ai prost! Bine, coaie! Păi și tu ce fel de bărbat ești, dacă spui asta? Păi n-a spus-o, i-a spus-o. Bă, dar n-ai puțin bun simț așa? Cum poți să vorbești? Ești și mama de față, nu ai... Dar tu ai spus chestia asta, a spus-o sau tu? Dar asta făcea o parte de zi intime. Cum dramatizezi? Cum dramatizezi? În momentul de față stai 50.000 de persoane, dar nici n-am cam arămărat că nu vreau să număr și nu mă interesează. O aveți pe doamna domnișoara cu mediatoare. Lasă că știu mai mult decât mine. Îi să lume pe noapte, 1, 2, 3, 4, 5, opa! Bine, dar educație, nu trebuie să găsi. Da, ai educație, nu poți să mă cumpăr. Doamne, ce-am văzut la tine? E clar că tu vedeai lucrurile foarte ușor, nu le-ai văzut așa de serios. Să vă spun ceva acum. Ea a ieșit dintr-o relație, bam, la scurt timp s-a combinat cu mine. În momentul în care o fată face chestia asta fără să respecte relația din trecut, înseamnă că este o parașută și cu asta am încheiat tot. Tu ai venit cu vorbe frumoase, ai zis că nu, că îi tu... Am găsit soluția, am găsit soluția. Ești din impresie, face sex, nu? Dar cum e asta? Că de prima noapte am... Ai știut să mă vrăjești. Păi asta e partea tu, dacă te-ai pus bot, e partea 2, nu e vina mea. Așa cum îi promiți lui o mare acusare. Cum îi promiți lui o mare acusare și el e în depresie. Știi care e problema? Două secunde, vă rog frumos, salut. Bravo, ce ai făcut. Două secunde. Eu am crezut că ești o fată calmă, dar mi-am seama că de fapt ești o c***. Nu ți-e rușine? Ești un măgar. Ești un măgar. Stai prea ușor. Asta la mine. Ți-a făcut de mâncare, ți-a spălat hainele. Eu la voi în casă. Doamnă, eu la voi în casă. Eu la voi în casă eram pe la armată, da? Nu eram pe la armată, nu ți-a lipsit nimic. Haide să ne așezăm. La 7 dimineața, pe bun acum, chiar vine să mă dau cușe de pământ și să dai cu sunt naiba. Păi haide să... Dar unde ai avut banda asta? Haide să ne calmăm. Era la mașină aia că ai avut tu bani. Nu o pentru tine, cine știe ce ai tu cu bani? Nu te ascunde, ascultați-mă frumos să vă zic ceva. Eu la 7 dimineața trebuie să mă trezesc. Mă trezea tactul, pișpicel la... Când tu cereai sex de la 9 până la 3 dimineața. Și ție nu-ți plăcea. Dar ție nu-ți plăcea? Dar nesătură erai fetiță. Mă rog, deci credeți-mă, doamnelor, credeți-mă că în 2 luni de zile a slăbit 10 kg, că era așa în puipul, nu-i poți să-și ceva, e chiar inadmisibil. Se pare că Pavel și Irina au avut o relație bazată pe plăceri carnale mai degrabă decât pe respect, prietenie și iubire. Oricât de colorate ar fi istorisirile lui Pavel, o întrebare esențială rămâne fără răspuns. Uite, au rezultat posibil de copii. Aceștia nu sunt copiii mei, pentru că după 2-3 luni de relație n-are cum să vină copilul, da? Da, da, am avut o relație cu Dumitru de... Hai, lasă-mă un pic, cum adică după 2 luni de relație nu poate să vină? Că nu sunt eu medic, dar din ce mi-aduc aminte de la lecțiile de biologie, cred că e suficient să se întâmple o singură dată. Nu știu ce să zic despre ei, cam lent așa, dar nu cred că stai mic. Ești un irresponsabil. Ați văzut că a fost și poze cu copil așa acolo, sunt cam bluză, sunt mai așa, mai frumos, mai cacao cu lapte, nu prea pas să fie copii mei, așa că n-am decât să recunosc. Și ce se întâmplă dacă sunt totuși ai tăi? Ce se întâmplă? Ce vrea Dumnezeu? Ce să fac eu? Trebuie să te duci la muncă, băiatule, voi astea care luați alocația de la copii și pensia, mai treceți din gură, că n-am chef de voi. Pensia alimentară nu înseamnă tot atunci când vine vorba de relație cu copiii. Eu mă referam la altceva. Nu știu, poate dacă ar fi mie, poate sincer, nu știu, poate m-a schimbat foarte puțin, dar având în vedere că dacă ea nu se schimbă și rămâne la fel de... Ce înseamnă la fel ce de... Ce înseamnă asta? Așa? Adică ce înseamnă? Sincer, în ochii mei acum, așa cum știți cum pare Irina, pare depresivă. O dezorganizată și una care nu știe ce vrea de la viață. Eu știu ce vreau de la viață. Ce vrei tu de la viață?
să ajung Cătălin botezat. Dar bine, nu cum el, în partea cu moda mă refer. Pavel este consilier de vânzări. Pe românește, este vânzător la un magazin din mall, dar are aspirații înalte și un business plan pe măsură. Dar Mioara a văzut și a auzit multe la viața ei și nu este deloc impresionată. Ea vrea să apere onoarea Irinei și să facă rost de un tată oficial pentru nepoții ei. Povestește, doamne, cum ai primit inelul, că asta nu recunoaște. Cine? De la el. Cine? Nu-ți mai aduci aminte de el? Nu mai știu, nu-l cunoști? Să mă rog, dacă-l cunosc. Mai aduci aminte? Am fost la hotel, ai pregătit lumânări pe care de trandafir și mai ce în căsătorie și mi-ai primit marea cu sarea. Cu ce fâși nebună te-a lovit timpul ce ești nebună? Poate ți-a aduci aminte, ține-l mână, poate ți-a aduci aminte. Stai, 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 poate pe aia cu fanul cea el ăsta, îmi dai mie mână acum, ce vezi să faci? Ține-l, poate ți-a aduci aminte. Pavel, o să te rog să folosești un alt limbaj aici. Da, dar și ce fac? Da, da, dar ei acum că mă știi și alea cu mine, mai ce-s mica. Pe cum ai început tu să-i arunci în asemenea vorbe? Deci ne oprim de toate părțile. Pune mie de un inel pe care nu e al meu. Da, de ce nu ai început? Mai ce-i mica cu inelul ăla? Am părții când ai cerut, mai ții minte că am făcut poze. Unde ai făcut poze? Uitați ce scrie în interiorul inelului. Ce scrie, mă, pe inelul ăla? Te voi primi mereu sclavul tău pe... Pe Paul! E, Paul! Unde, tot ce dovadă are el, că e un Pavel acolo, scrie Pavel, sunt Topetul și Pavel, scrie Paul! Deci tu, o secundă, deci tu spui că nu ai cerut-o în căsătorie? Nu. Că nu aveai deloc relații serioase? Nu. Iar ea spune că ai cerut-o și că are și poze cu momentul respectiv? Să vă spun ceva, vă spun ceva, cred că are linia roșie în buletin. Ți-ar fi rușine, nu? Ce să nu? Ți-ar fi rușine! Acum ești așa ceva! Păi ce poze ai, Irina? Cred că e nelogic. Da, mă rog, dând la o parte nuditatea din poze. Da, pe știu! Recunoști că mai ceartă în căsătorie? Păi, Pavel, se pare că tu erai în genunchi. Erai în genunchi. Și doamna vedea cum... Eram în genunchi aia. Cu inelul acela. Cu inelul în mână. Băi, fată, ăla a fost un pamflet. Tu ești doar o c***. Pavel, da. Ea are clar poze cu tine în timp ce îi oferea inelul. Da. Deci, eu bănuiesc că cererea asta este reală. De, în timpul relației voastre, înseamnă că ceva era interesant de aia și nu doar sexul. Să vă spun o chestie. Totul s-a schimbat după ce am văzut o chestie la telefon, că era la telefon încă am descoperit nebunul modelul de pe telefon. Acolo un mesaj de la un necunosc, un șidracu, era că nu avea nume, n-avea nimic, era un Facebook de la nebun. Că te iubesc, că vrea ia să te ia că cu tare, că nu știu ce. Inventez. Ia hap cu mesaje și ia la el. Și ce crezi, acum îi spune vreau să sug alința de pe stâng. Că am văzut. Ei, să moară familia aia, prima și doamnița aia, să moară tatăl. Și a rămas tăpit și a spus... Băi, 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 un limbaj de corde. Și a spus acum, foarte frumos, să moară tatăl frumos. Fă iubirea mea, uite cum se treabă, uite ce am zis. Auzi telefon asta. Ai înțeles? E acum... A, că nu e adevărat, că rugam poze cu o sol de baie pe Facebook-ul tare. Păi, ești nebunul, dracule, la privatul, dracule, că le-a văzut nimeni. Irina, despre ce mesaj e vorba? Ia zi, draga mea. E adevărat? Tot primeam de la un necunoscut de pe Facebook. Da, și dai răspunde la mesaje? Poate răspunde la mesaje? A glumit și ea. La un moment dat m-a amenințat, dacă nu-i răspund la mesaje, vine pe știe unde stau și te fiu. Băi, de capul tău? Moară mama, ce fără ca spui că e mop. Da, te rog frumos să mai vorbești așa cu mama. Păi dacă tu vezi că ți-a pe dreptatea mea? Da. Nu e, pe dreptatea mea. Care e dreptatea? Ca mincinos. Care auzi, draga mea, Irina, ai întreținut mesajul. Da, mi-a spus. Ai răspuns, păi... Eu părerea mea, este că ori a făcut videocea cu el acolo. Auzi, mă, nesimțitul ești de vină. Pentru că eu m-am rugat de tine să fii supus testului ADN și noi nu trebuia să apelăm aici și să fii supus a propriului. Mămicu, știi care e treaba? Atenție! Cu testul ADN
vorbesc doar în fața avocatului meu. Unul la mână. Doi la mână. Să vă dați și la capăt. Da, pe dai după ce eu te-a dispus, foame și eu sunt dispus. Să faceți s-o tăne, să vă arăt că Nicu nu sunt copiii mei. Dar pe mine cel mai tare în toată chestia asta. Cine a vedea, cine a vedea medicina mult? Nu, să mă zic, vorbesc și eu. Mulțumesc, doamna domnișoară mediatoare. Cine mai mai va pune cel mai tare în toată treaba asta și mi-a fătat relația cu... Nebuna asta? A fost... Nebun ești tu. Da, știu. A fost Ica. Ica, pișpicinele ăla. Ai înțeles? De ce-i vorbește? Dar de ce-i vorbește așa? Ica! Ai mâncat? A încercat să te înveți o meserie ca lumea. De ce vorbește așa? Este, nu, este bărbat. Ica, pe numele lui complet Constantin Pipirgel, este concubinul Mioarei de aproape două decenii. Deși cei doi au decis să nu se căsătorească, Ica și-a asumat rolul de cap al familiei și le-a primit pe Mioara și pe fica ei în casa și în viața lui. Bărbatul de 59 de ani a lucrat multă vreme într-un penitenciar, iar acum are un business despre care nu îi place să vorbească prea mult, dar care îi asigură un trai mai mult decât decent. Ica este un om agresiv, e un om bătăuș, e un om care se bagă în relațiile oamenilor. Ica e un dog, nu e. Am bârligat-o pe Irina, da? Te soțesc cu mine. Ica a avut grijă de tine, te-a ajutat cu bani. Pe mine, cu ce? O tată? Doar o dată. Nu urăște pe Ica că l-a mai pus la treabă. Ce mă, țăranul ăla care vinde flori de legume, ca tot frăjiții. Da, și-a vrut să te înveți o meserie, să poți să ai grijă de tine pe un om care... Cum ați zis pe voi? Nu te mai stă niciodată, sau cum? Omul ăsta este ceea ce nu pare. Adică, ce, cum ți se pare ție? E pervers. Pervers rău tot. Arogant, bătăuș, agresiv. Să-ți fie rușine. Voi aveți idei cât de capaci mea. Cât de capaci mea de să am ei. Poate și merită-i. Asta zici tu. Nebun, venea, pam, buf. Mă, ce-i făcut bine, Nicule? Să facă treabă, să facă ceva. Dar să moare, ce l-a făcut armata? Dar să fac, bă, dacă era un batalion în 15, dacă nu cea mai bine decât la Ingas. Am făcut tot pentru ea, ca să fie bine, că știam că e depresivă nebuna asta. Cui să-i convină? Oricine vine în casă la voi capăt, bă, pentru Irina, o să fie scapulică. Oare de ce omul ăsta este agresiv cu orice bărbat care vine în casă? Oare de ce? De ce nu vrea pe nimeni omul ăsta? Relațiile dintre cei doi bărbați au fost de la început tensionate, iar povestirile lui Pavel nu au îmbunătățit cu nimic situația. Ce dracu faci, ochelare? Mă, ce faci? Cine vine pe lângă tine? Cine vine pe lângă tine? Știi vreo ce a dracu? Mă, stai jos acolo, mă! Ica, ia un loc, ușor. Ia un loc, te rog frumos. Nu înainte să-i dau... Ce plângi, bă, așa pentru nimic? Bă, pentru nimic, mă! Pentru nimic, mă! Ica, ia loc! Doar te-am îngâiat! Ați văzut că e agresiv, ați văzut? Acum, domnule, ați văzut cât agresiv e? Păi, dar tu ești... Poate are și un motiv. Are motiv, nu? Ești cam impotent fizic, mă. Băi, tu ești cam impotent fizic dacă te vaiți pentru nimic. Cine tu vorbești? Tu, mă. Băi, dacă te vaiți de la un om mai în vârstă care doar te atinge... Sub masca lui de bărbat dur de cartier, Pavel îi cam știe de frică lui Ica. Reproșurile încep să zboare dintr-o parte într-alta a salonului de mediere. Vai, dă-mi capul tău, dacă nu te ajutam eu, firma aia care, că e a ta, nu e a ta. La cui? Păi nu știu, acum e că nu e, că pe... Nu e a mea? Da, mă, pe oficiunii n-a fost. Asta ți-a returnat vreun bani? Este, mi-a returnat, i-am dat de milă. Bă, te-ai șmecher, mă, cu știi pe capul meu, tu vezi, mă, că ai 12 nebuna să faci partul cu oară, te înverești, te-ai nebune, vorbești cu mine. Băi, nebunaticule, dar astea sunt de 2 bani, bă, nici în piață nu se vorbește așa. Pune-ne, te rog frumos, care era relația ta cu Pavel? Deci l-am acceptat, da, pentru că am bătași de gură. Du-te, mă, că vorbesc eu tot așa. Dar lasă-l și pe el să vorbească. E, răcea, dar. Și a venit la noi plângând că e un băiat bun, cu o laudă, că e servitor. Băi, cum poți să-mi ții halul ăsta? Băi, nebunii, cum poți să-mi ții halul ăsta, mă? Băi, cum poți să-mi ții halul ăsta, bă, natural, dar băi, nebunii la cap? Și am acceptat. Doamne, mâncați-te și gura ta să spune. Ceva când ai cunoscut-o pe fata? Vreți să vă spun motivul pentru care... Era mărât, avea datoria, am plătit datorie. Băi, îți zic eu motivul pentru care am plecat de la voi din casă, mă. Spune-ne, te rog frumos, de ce ai plecat din casă? Pentru că puneți că copiii sunt ai cuiva. Copiii. Ai al cuiva cui? Păi ce treabă are copiii atunci? Apelezi. Da, o să vină cu și dovezi. Că te-am întrebat mai devreme dacă tu crezi că era ceva acolo. Copiii sunt ai cuiva. De unde știu? Știu mai bine ce vreau să zic. Băi, nu sunt ai mei, nu sunt ai, știu, aș bănui pe cineva. Păi du-ți ideea până la capăt. Vreau să aflu răspunsul de la tine.
Că tu, mă, e clar că ai fost acolo lângă ei. Poate Pavel să fie tatăl copilului? Nici vorbă! Aici s-a văzut acolo. Nici vorbă! Aici s-a văzut acolo. Ăsta e, ăsta a fugit de impotent. Am văzut că mai poate. Că nu mai poate, la un moment dat, la început a fost fiul tare. După care n-a mai putut. Și asta mă face să cred că n-ar fi putut. Am de când să fac destul ADN, nu mai să facă pofit de lugoșurucul ăsta. Dar oricum s-a tot copiilor, altcineva este. Eu porim pe ceva, dar cu dacă nu poți să zic. Cum bă, tu care nu știi că dacă faci sex o singură dată poți să rămâne gravidă? Naivule, blecule, neșcolitule! Mi se pare important totuși că am ajuns în acest punct în care Pavel a agreat să facă testul ADN. Da, acum aș vrea să aflu și ce... Bă, dar știi de unde ți-a testul din creier, Țilia? Testul să face lucruri ceva de creier. Haideți să mergem acum și să aflăm cum vrea Dumitru să se implice în toată povestea asta. Ce vrea el să spună? Să ne reamintim, Dumitru este prima dragoste a Irinei, iubitul ei din adolescență, bărbatul cu care a petrecut 13 ani de zile. Și el, asemenea lui Pavel, a locuit în vila familiei Gliga împreună cu Mioara și Ica și s-a despărțit de Irina fiindcă fata nu a acceptat să se mute din casa părintească. Cum ai putut să faci chestia asta? Adică chiar trebuia să ajungem până aici? Trebuia să știu adevărul. Știi foarte clar că eu nu-l suport pe el. De ce o fac? Trebuia să știu adevărul. Trebuia să rezolvăm situația, dar puteam să rezolvăm și în particular frumos acasă. Eu am fost de acord să fac testul ADN și am venit aici. Dar puteam să rezolvăm situația asta și fără să ajungem cu toată lumea asta aici. Cu Boștorogu, cu Pavel aici. De fața dumneavoastră, mi-e rușine de față, deci nu știu, mi-e rușine de dumneavoastră. Păi de ce n-ai ascultat după maică ta? Nu, tata, nu, tata! Dar asta poate că maică ta-i căruia să accept copii! Nu mai te-a ciudat din gură! Dar de gură mai dat! Dar te-am din gură că copilul ăsta poate de vinovat! Mi-e rușine de dumneavoastră că sunteți aici. Bine, dumneavoastră ați întâlnit tot felul de cazuri, dar nu știu, n-aș fi vrut... Nu e de prestanța mea să fiu aici. Mie... Nu vreau... Să te simți, vreau să recunoști copiii dacă sunt ai tăi. Dar nu o să mai recunosc acum niciun adevăr. Nu sunt copiii mei. Păi asta vreau să zic, eu nu o să mai pot. O să aflăm adevărul după ce... Deci am plecat? Deci am plecat? Hai să vă spun eu de ce am plecat. Hai să vă spun eu de ce am plecat. Nu mai ridica vocea la maică-mea, ai înțeles? Mă, nu ridic vocea la maică-mea, ai înțeles? Stai acolo! Mă, stai acolo! Stai acolo și lasă-mă să vorbesc, da? Lasă-mă să vorbesc! Să ce n-ai recunoscut pe aici? Vă rog frumos! Liniștiți-vă, vă rog frumos! Eu am vrut să am o relație bună, v-am spus. Am avut respect față de mama Irinei. Eu te-am iubesc și acum să știi. Și acum mă iubește. Pentru asta, dați-mi voie să vă pun mâna. Ce șmecher e! Taci acolo! Așa, însă, domnul Pișpingel, da? De fiecare dată când mă duceam, mă punea bafa aia. Eu mă duc la ei în casă, da, într-adevăr. Am dat și eu cu mătura prin curte, că a spus că pe el, vai Doamne, nu știu ce. M-a pus să ridic saci de ciment, mă punea să iau câte 2 saci pe umăr. Doi pe ăsta, doi pe ăsta. Puneam unul pe unul și unul pe unul. Taci-mă din gură, uitați-vă la mine. Eu sunt sigur. Eu nu pot. Din cauza lui, acum am problemă. Am punctul L5 de pe spate. E terminat. Băi, bine că n-ai punctul G, bă, după asta. Bă, văd că aveți un punct comun eu și cu Pavel, pe lângă legătura pe care ați avut-o cu Ica. Aveți o vesicate față de Ica. Și totuși, aici nu este vorba despre relația lui Ica cu foștii iubiței Irinei, ci despre aflarea adevărului cu privire la paternitatea gemenilor. Poți fi tu tatăl copiilor? Doamne mediator, nici nu știu ce să mai cred, nici nu știu ce să mai zic. Am văzut niște mesaje, mă rog, le-am văzut, am auzit că a primit niște mesaje, am fost de față când a primit niște mesaje Irina, i-am spus să-mi dea și mie telefonul să văd cine îi trimite mesaje. Păi nu rămânea cu mesajele. Dar atâta timp cât eu am vrut să accept copiii și să fie ai mei, vreau și eu să văd cu cine vorbește. Adică să știu și eu, ea mi-a verificat telefonul, a văzut că eu am doar colegii de muncă în agenda telefonului, pe ea și pe mama, atât. Și ce mesaje erau cele pe care le primea Irina? Nu știu să vă spun, doamna mediator, pentru că ea nu a vrut să-mi arate. Păi nu știu, are ceva de ascuns, e ceva... Păi poate că vorbea de haine, dar n-ai văzut despre ce era vorba.
să poată, mă. Tot cu prietenii ei așa, o zi pe te dacă... Spundea mamă ceva, ți-a spus. Ceva îmi spundea mamă. Spundea mamă, că ceva îmi spundea. Deci nu ai văzut niciun fel de mesaj. Nu am văzut niciun fel de mesaj. Pavel, de exemplu, eu spune că a văzut niște mesaje de la cineva care îi dădea mai multe detalii. Tu nu ai văzut despre ce era vorba? Haideți să vă explic și altă chestie. Eu de fiecare dată, când veneam acasă și îi spuneam, hai mă iubito, să facem și noi ceva, că până la urmă suntem un cuplu, hai să facem și noi un copil, asta mai spre final. Ea mereu spunea, stai așa că nu pot să fac acum, că o doare capul, că a făcut curățenie și că a făcut prea multă curățenie, că a pus o tasă, un boștorocu să facă în toată casă. Niciodată n-am pus să-i din gură. Nu mai minți! Tași din gură. Mincinosul! Dacă eu mint, înseamnă că minte și el. Veneam acasă. O durea capul, era pe stop, nu știu ce, băga mă, tot felul de povești. Mă, eu cred că mi-era mă, să spună ce da, să faci, mă. Dar mai lasă că nu ți-e rușine, nu ți-e rușine, ne simți sigur. Tu taci de gura, uite, când ai dat la mine. Unde mă, nu te-am pune, 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 mă, nu te-am Pe Dumitru nu-l mai reține nimic. Ani de umilințe din partea lui Ică au răbufnit acum și e nevoie de intervenția fermă a mediatorului pentru a restabili ordinea în sala de mediere. Cu greu, spiritele se calmează și medierea este reluată cu accent pe problema centrală supusă discuției, presupusa paternitate. Ceea ce spuneai tu despre relația ta cu Irina, o spunea și Irina. Deci, din partea amândurora există o distanță. Dacă tu ai venit aici crezând că poți fi tatăl copiilor, o să spun o întrebare directă. Spuneți. Când ați făcut ultima oară sex? Lasă-mă că spun eu, bă, pe 17 ianuarie. Pe 17 ianuarie. 17 ianuarie. Pe 17 ianuarie, poșciugule, eram pe la Timișoara. Mai ții tu minte, bă. Pe 17 ianuarie, eu eram cu maica mea la Timișoara și ne cumpăram haine, da? Extraordinar. Dar cu ce ocazie te dusesei tu la Timișoara? Știi tu data de 17 ianuarie? Dar tu de unde știi? Și eu am auzit. Chiar dacă nu-ți mai aduce aminte data exactă când ați făcut ultima oară sex, crezi că acești copii ar putea fi ai tăi? Tind să cred că da, tind să cred că nu. Ești de acord să faci testul ADN? Nu știu ce să zic. Păi... Poate că l-ai face, poate că nu. Bă, dacă erai bărbat adevărat, recunoșteai copiii, bă, după 13 ani. Bă, lasă-mă să-ți spun ce aveam de spus. După 13 ani de trăit cu ea, bineînțeles că ai trăit să... Ai cu doi ani după ce... N-am mai trăit cu nimeni, aia a fost așa, bineînțeles. Ia gata, liniște. Liniște! M-am hotărât, o să vreau să merg să fac testul, vreau și eu să aflu dacă sunt tată sau dacă nu sunt. Măcar eu să fiu cu capul pe umeri, măcar eu să fiu cu capul pe umeri, decât coșciugul ăsta mobil. Deci, Pavel, ești de acord să faci testul ADN? Da. Dumitru, și tu la fel? Da. Păi, asta nu rămâne de făcut atunci. Să închidem astăzi aici, mergeți să faceți testul ADN, pentru că amândoi... Ați putea fi tatăl copiilor? Eu sunt. Să nu zicem că niciodată nu. Dacă vă doriți să petreceți timp cu copiii, eu v-aș sugera și v-aș recomanda să faceți acest lucru. Discutați cu Irina. Nu, pe ce dau să mă duc. Asta și e. Să ne revedem când vom avea rezultatele de la test. Bine, închidem de aici atunci. Mulțumim frumos. Aparent, viața reintră în normal. Dar inima de mamă nu are liniște și Mioara o cheamă pe Caterina la o discuție ca de la cuscră la cuscră. Tu ce părere ai, Dumitru, să-i recunoască că sunt așa drăgălași? Să fim o familie adevărată? Eu știu ce să zic. Până la urmă... Dar el ce spune? Că ție ca mamă trebuie să-ți spună. Măi, e cam îndoit. Hai să-ți spun adevărul de ce e cam îndoit. Să le lăsăm pe Mioara și pe Caterina să facă planuri și strategii și să ne întoarcem privirea înspre Ică. Bărbatul s-a mai liniștit și caută acum să aibă o discuție între patru ochi cu Irina, departe de urechi indiscrete. Ați terminat cu ceartă? Dar de ce, mă, că eu am avut atâta grijă de tine, mă? Hai, tu spara acolo, tu spara că eu stau cu tine aici, mai vorbim și noi așa. Da. Că mi-ai făcut numai probleme. Ce probleme mi-ai făcut? Uite cu băieții ăștia care i-au trecut pe la tine cu pat și uite, ți-au făcut și doi copii. Ai dumneata treabă cu... Păi ia mă, că uite, eu sufer de toate astea, mă, nu vezi că... Nu! Tu uiți mereu că eu te-am crescut de la, nici nu știu cât avea, 10 ani. Te țin la tine foarte mult, mă.
Da, tu da. Știi chestia asta? Da, știu, da. Păi simt, n-ai simțit că am avut grijă mereu. Am o vârstă acum deja, aș vrea să încep să îmi fac și eu viața mea și păi deja da. Lucrurile astea păi nu-și mai au loc. Ce se întâmplă aici? Nimic, ce dau mama să spăl body-ul ăsta și hai, veni și că să discutăm că sus ne-am certat și a zis că vrea să amelereze situația, că îi pare rău că a vorbit trebuie urât. Trebuie să că... mai pun la pumpă, fetele. Te aude în baie, te-ai găsit să discuți despre asta? Nu trebuie să ne audă toată lumea ce îi spun eu că lui fetele. Bă, dar nu ți-e rușine să stai cu ea în baie? Păi ce, prima dată? Că doar o cunoaște de la 10 ani, vorba aia, stai spălat-o puțin, stai și la era mică, dar stai puțin, nu e tata ei, e totuși tata vitreg, da? Deci stai mă că ea spăla un vas, de la 10 ani. Hai mă, vină în coace, deci, mă lasă, nu, mă face. Deci pe mine nu mă lămurești, n-ai ce să caute în baie. Hai luat-o în gura pe din aia, hai mă, cu scălțiala dar asta. Dar nu se poate așa ceva, mă. Nu mă așteptam, păi cum te-ai gândit așa? Ia ieși mă afară, ia ieși afară. Hai, du-te, vină în coace, domne, hai, domne, nu, domne, ci de ușa. Ce avem? Stau, domne, acolo, ce se poate? Dar e posibil, ce-i tu te-ai apărat? Nu, deci nu, nu se poate așa ceva, pe cuvânt dacă se poate așa, dar nu-ți e un pic așa rușine măcar de mine? Ai văzut ceva? Spune mie, ai văzut ceva? Păi am văzut ceva, ce caută cu ea în baie, clar. Păi discutau, vrut să se pace pentru că el mai devreme. Lasă-te, domne, ce lasă? Mă justific eu la tine, mă? Dar nu-ți e rușine, domnule, să stai cu ea? Păi dar ce e aici? Ce face? Sex în grup? N-am înțeles, afară. Dar cum poți să spui așa ceva? Păi dar tu vrei să-ți recunoști pe copii, băiatul meu? Discutăm și noi ceva și nu-mi baie, nu-mi baie, nu-mi baie, nu-mi baie. Cine ești, mă? Vezi că te-am primit la mine în casă, nu ca să-mi fac ordine tu la mine. Deci ce le mai ai ceva? Să respecti pe Ica. Păi ce să-mi respect? Pentru că Ica are grijă de fata mea de la 10 ani. Mamă, dar tu ce fel de femeie ești? Tu ce fel de femeie ești? Cum tu iubești pe omul ăsta? Păi tu ai venit să faci pe șefa în casa mea? Deci nu se poate așa ceva. Cum adică fac pe șefa? Sta acolo în baie încuiată cu el? Aici? Ce se întâmplă aici? Ce? Uite-te, mă, ce s-a întâmplat? Uite, Ica e cu Irina în baie. Să pipă, eu știu ce fac acolo. Ce e adevărat? Uite-te și nu, uite-te. Cum se întâmplă așa ceva? Nu se întâmplă nimic. Ne-am certat un pic. Ne-am certat un pic. Ai ce ceva de făcut dacă fac asta? Păi ce-i foma? Nu se întâmplă nimic. Mă, ce e asta? Voi doi în baie? Nu se întâmplă nimic. Dar ce se întâmplă? Uite, ia, spală și eu să vorbesc cu ea. Dacă nu mă ascultă Dumitru, deci, aia e ce fac? Eu te-ai ascultat pe tine întotdeauna. Tu ai fost cea care l-ai dirijat mereu. Miroșa formă. Am venit să ce copii. Cu tine vorbește, ești mult mai inteligentă decât pare. A ajuns rezultatele analizelor, le am aici. După scandalul din baie, Ica se repliază și încearcă o abordare nouă față de Caterina. Când te-am ajutat pe tine cu toate analizele alea? Așa. E, a fost. A, ce am zis? Că pe Dumitru l-ajut. Tot își dorește el un îi luam, mă, un b***ve. Tată de copii, de gemeni, cu Irina o frumoasă, facem și o nuntă, sau măcar o cununie, așa? Și el conduce un b***ve. Ce, asta nu e bine? Ți-am promis că te operez și pe tine, te plătesc, îți plătesc operația. Deci caută să rezolvi treburile astea, pentru că sunt extrem de importante pentru toți. Ce mai fac? Mă încurc acum cu analize, ca să știe toată lumea că ăștia au făcut analize, că n-au fost siguri de copii. Păi cum să facem așa ceva? Nu știu, parcă ar fi bine așa. Păi tu, de că bine, și băiatul meu are nevoie de o mașină ca lumea, că atâta să chinuie de nu se mașină poate. Mașină frumoasă, fiică mea. Chiar dacă e fiică vitregă, nu contează, e fata mea. Nu contează, așa, e fata ta. Și am închegat o familie. Dar tu nu știu ce, tot stai, dar nu știu ce să fac cu Dumitru, că dacă nu mă ascultă Dumitru, deci, aia e, ce fac? El te-a ascultat pe tine întotdeauna. Tu ai fost cea care l-ai dirijat mereu. Eu știu bine asta și am văzut. Tot ce ziceai tu, el făcea. Acum tot asta că am răzvrătit, nu știu ce să zic. Ești mama lui? L-ai crescut, l-ai făcut ce e, un bărbat bine, frumos, a făcut școală datorită ție. Las că iau eu mai la sentiment, ia la așa, sentimente, să văd, să-l iau mai la sentiment. Și promit că tot ce am zis se întâmplă. Eu îl iubesc pe Dumitru. Deci știi, când era aici, bă, el s-a supărat că nu mai puneam la muncă. Păi puneam la muncă, că de... Trebuia, când a rămas fără servici, trebuia să mă ajut. Asta e, hai că mă gândesc să văd cum facem. Argumentele lui Ica sunt suficient de convingătoare pentru Caterina. O mașină frumoasă, bani la discreție și promisiunea unui trai fără griji atât pentru ea cât și pentru fiul ei o fac pe Caterina să-l cheme de urgență pe Dumitru la o discuție serioasă despre viitorul lui ca tată de gemeni. Eu m-am întâlnit cu Ica. Cu Ica? Stai mă, mamă, nu te mai nici măcar n-am apucat să spun ceva și te-ai agitat. Știi că mă deranjează subiectul ăsta? E un bărbat care are afaceri, dispune de foarte mulți bani și uite... Ica pe mine să știi că m-a ajutat, i-am dat bani înapoi.
Ai luat bani de la Ica? Stai, nu mai ții bani. Dar nu pot să cred așa ceva, cum să iei bani de la omul ăla? Stai un pic, tu știi că aveam nevoie de bani pentru tomografia mea, tu știi cum sunt. Și tu ce servicii prestezi pentru omul ăla? Ce faci pentru omul ăla? Dar nu ți-o pic rușine, mamă, cum să spui așa ceva? Dar ce faci pentru omul ăla să-ți dea bani? Îi dau bani înapoi, ce să fac? Și de unde îi dai tu bani? Și câți bani ai luat de la omul ăla, așa de curiozită? Nu mai contează. Nu știu, știi tu cât e un tomograf? Lasă-mă, deci nu mai mi-aduce aminte că numai eu știu prin ce am trecut. Dar cum poți să faci asta? Dar făceam rost. Nu mai ridica atâta glasul. Mă duceam și făceam rost. Mă duceam, nu știu, munceam cu ziua. Unde? Munceai cu ziua? Mie îmi trebuia repede. La data cu tare doctorul mi-a spus să mă duc să-mi fac tomografie. Chiar vrei să mă pierzi? Mi se ridică părul în cap. Mi se ridică părul în cap de nervi. Chiar avem nevoie de banii ăștia. Tu ai nevoie, eu am nevoie. Ce trebuie o mașină? Eu mai am nevoie pentru doctor. Da, mai puțin și îmi spui, știi, uite, Ica m-a cerut, Ica, hai, nu știu mamă, ce, că te convin cu păi Ica, ce are Ica și ce cu Ica, e... că nu știu ce faci, Doamne, cu Ica. Doamne, ferește, nu ajungem chiar acolo. Deci nu, chiar lasă-mă, nu se poate așa ceva. Păi vrei bani, vrei aia. Ce fel de femeie da, ești tu? Da, pentru ce vreau bani? Tu mă vezi cum sunt? Tu știi cum sunt? Mă vezi acum aranjată, că vai ce bine arată mama, tu știi ce în sufletul meu, cât de rău mă simt? Știi cum mă scol eu din pat și cum cât îmi e de rău? Nu știi. Păi dar ce vrea Ica de fapt? Ica vrea să recunoști copiii fără niciun test ADN. Hai că ai zis-o. Ai zis-o. Ce ți se mă, pare? Cum să recunosc eu copiii fără test ADN? Da, fără test ADN. Exact, fără test ADN. E ca și cum ar veni cineva la tine, știi? Și ți-ar spune, tu nu ești mama lui. Nu te-ai duce să faci și tu un test ADN? Hai mă, mamă, lasă, nu mai mă tot ameții și cu mă duci păi, da, așa pe lângă oraș. Auzi tu, îmi dă mașina, adică ăsta vrea de fapt să mă cumpere pe mine. Tu nu vezi că el mă cumpără pe mine, dar așa fel încât te cumpără și pe tine. Și uite așa ne trezește pachet pe amândoi la el acasă, da? Hai că n-ai înțeles nimic, Te rog deci frumos, nu mai vezi, te rog lasă-mă frumos că chiar să nu mai ieși ce discuta. Și să mă lași în pace. Mioara are parte de câteva momente de intimitate cu Ica. De atâta timp ești așa de rece cu mine, de ce? Mai mă ceri toată ziua. Miroșa formol, ai îmbătrânit și tu, și eu, dar și tu. Ierinuca, trească! Ce cauți, mă? Ferește! Băi, ce cauți, mă, aici? Bă, cum să rămână? Stai puțin așa, ce faci, vrea, auzi? Dar dacă eram și eu, nu? Și noi într-un moment intim, trebuia să intri, tu? Am bătut la ușă, nevoie. Și cu ochelarea aia, ia-te ochelarea, mă! Bă, nu mai stai de asta, mă! Dacă nu i-a mers cu Irina, Pavel vine să cânte la masa socrilor și face asta fără pic de rușine. Tu nu trebuie să mai intri da, în asta. Da, uitați care e treaba, am venit să vă zic ceva. Ia zi. Eu sunt pregătit. Zi mă, ia zi. Am venit să acest copii. Să te formele mele. Băi, m-ai uimit, bă, fii atent că am leșinat, bă, extraordinar. Serios, mă? Păi nu s-ai tăi, mai cui sunt? Dar nu am decât să le plătesc pensia alimentară. Aoleu, dar ce... Pe cum să ia? Ce părinte e ăla care nu plătește pensia alimentară? Pentru că nu știu, normal, nu știu sigur dacă copiii stai mei. Păi atunci de ce îi declari? Pentru că așa vreau. Dar sunt treaba... Da, m-a gândit și la voi. Da, bă, ne-a venit să ne facă o m-a gândit la Irina. M-a gândit la dumneata. Bă, dar la tine și la copii, da? Eu cred că te-ai gândit la tine, bă. Părerea mea, eu este că eu sunt rolul principal. Tu atâta timp. Nu te-ai gândit copii, au și ei nevoie de un scutec acolo, au și ei nevoie de un lăptic, de ceva. Am meditat. Am luat atât de mult? Pentru că... Păi ne-ai făcut, bă, destul de râs. Nu se împătate la copii. Gândiți-vă la chestia asta. Este păi noi ce suntem, bă? Este onoarea voastră. Bă, noi suntem ca familia lor, bă. Nu am decât da, la alocație, la să alimente la copii, dar îți vreau o alocație pentru mine. Și cam cât ar fi scorul? Scorul? Păi mă gândeam acolo și la vreo 400 de euro pe lună. Ce face, mă? Ce face, mă? Păi eu plătesc șoferul cu 400 de euro, care muncește 12 ore pe zi, inclusiv sâmbătă și duminică. Da, da, și cu care pe care mi-ai dai mie îți plătești onoare. Ce onoare, mă, că eu n-am nevoie de la... Nu, tu speri onoarea mea, eu mi-o spăr eu. Știu? Ce vrei să spui? Pentru că dacă Irina nu arătată la copii, sigur lumea o va cataguala de cu tine vorbești, ești mult mai inteligentă decât pare. Crede-mă pe cuvântul meu de onoare. Suca ta cu chese, nu mă păi lucrul meu. Trebuie să vă gândiți bine. Trebuie să vă gândiți bine la treaba asta amândoi. Eu vă spun sincer, oamenilor. Vă spun sincer, aveți nevoie de mine în jocul ăsta al vostru. Dar nu plătim atâta. Ia uite, m-a făcut nișel eu. Fac în așa fel încât să ieșiți toți curat din treaba asta. Gândiți-vă la chestia asta. Băi, să știi că noi am făcut duș. Vreau 400 de euro pe mâine. Mai gândește-te, poate mai negociem. 300 de euro, bătem palma. Avem și noi niște lemne de tăiat. Să ne ajut și pe noi. Să ne ajut și pe noi să spălăm mașinile. Să ne ajut și pe noi să punem gazonul. Tu te-ai zis la mine cum sunt îmbrăcat?
Băi, eu 200 îți dau, dacă vrei bine, dacă 250. Vrei. Negocierile continuă ca la tarabă în piață, cu Mioara și Pavel prinși în focurile târguielilor. Hai, mai dă tu 50 de euro, ba mai lasă tu 25. Ica nu este însă omul jocurilor mărunte. El a muncit o viață întreagă în penitenciar și a avut de-a face cu infractori de toate felurile, de la pungași de 2 bani la cei mai odioși criminali. Ce faci, mă, Pavelica, mă? Cu un zâmbet larg pe buze, Ica vine a doua zi să-i arate lui Pavel cum se duce o negociere serioasă. Ce zic? Care bănuți, bă, pentru ce? Pentru ce, mă? Bine, Nicule, păi, acum ești tata socul pentru păi, sunt, dar eu dau bani pentru ceva fapte. Nu așa povești. Ce om tare ești tu? Ce om tare ești, mă? De sicriua nebunii, ce să-ți dau? Uite, îți dau apă. Ce să dai, mă? Apă. Cum să dai, mă? Ia vrei, bă, că-i bună, e coronavirus. Bă, ce faci, mă, de uite? Bă, tupeul, tinerețea și statura lui Pavel nu îl impresionează pe Ica. Bărbatul este călit în penitenciare și știe cum să culce la pământ un adversar în 2 timp și 3 mișcări. Cu sânge rece și eficiență maximă, Ica îi aplică lui Pavel o corecție de manual, în timp ce îi explică noi termeni ai negocierii. Te duci și declar, copii! Urechile mele, băi, bună ta, mă! Dispozițiile lui Ica sunt clare. Pavel va merge să declare copiii și nu va cere nimic în schimb. Nu va vorbi despre cele întâmplate și nu va mai ridica niciodată pretenții financiare. Deși a acționat calculat și metodic, Ica a scăpat din vedere un detaliu important. Telefonul i-a alunecat din buzunar și acum se află în mâinile lui Pavel. Singura soluție rămâne medierea și toată lumea se reunește în sală pentru aflarea rezultatelor. Au ajuns rezultatele analizelor, le am aici. Un lucru este clar din testele astea, faptul că Pavel nu este tatăl copiilor. Ceea ce e foarte bine, deci singurul care am rămas sunt eu. Deci... Nu chiar. Adică? Rezultatul testului nu este concludent. Ce vreți să spuneți prin asta? Adică nu este clar că tu ești tatăl copiilor. Păi și cine ar putea fi? Adică am fost doar eu și Pavel, nu? Irina. Am mai fost și al treilea bărbat. Cum să mai fie al treilea bărbat? Adică, stai un pic, ai zis până acum că am fost doar eu și cu Pavel. Știu, dar după ce a plecat Pavel, eram demoralizată total, am ieșit într-un restaurant. Acum mi-ai avut un sex. Și tu vrei să-mi spui mie în momentul ăsta? Tu vrei să-mi spui mie în momentul ăsta? Când eu eram gata să accept copiii, că tu mai ai un bărbat, nu? Adică că tu ți-ai mai... Păi, a fost o aventură de noapte atunci. Simțeam și eu nevoia să fie bravo. Vezi, Neica, ce ai crescut? Vezi ce ai crescut? O ce? Vrei să spun eu ce ai crescut? Spuneți dumneavoastră, spuneți ce... Spune mamă. Ce să mai înțeleg, mamă, ce să mai deci nu știu. Adică nu e al doi, e al trei. Hai să vedem, spuneți doamna mediator ce... Băi, recunoști copiii sau mă întrebi? Nu mai recunosc. De ce ai recunosc până acum să-i recunoști? Acum nu mai e. De ce? Pentru că uite ce spune doamna mediator. Dacă mă ascultau, cum să le fie ai mai? Cum e doar în tate, mă, dacă te-ai mai așa? Du-te, mă, de aici. Spuneți, doamna mediator, spuneți. Băi, recunoaște copiii, bă. Nu în discuție. Subiectul discuției era acest test de paternitate, nu ceea ce vrea să facă Dumitru, indiferent de rezultatul testului. Și dar i-am spus-o dinainte să îi spuneți de rezultate că l-am acceptat. Irina, te rog frumos! Nu este clar, Dumitru, în acest moment... Bă, o iubește, iubești copii! Ica... Nu mai iubi, că n-ai pe cine, drag. În acest moment nu este clar. Tu poți fi în continuare tatăl copiilor, doar că nu este clar, potrivit acestui test. Ca să înțelegi mai clar, mă compară pe cele două ADN-uri ale tale și ale copiilor, mă rog, cele trei ADN-uri, iar în acest moment ai
jumătate din, din marker sunt pozitiv, jumătate sunt negativ. Adică tu poți fi sau nu poți fi tatăl copiilor. Adică eu nu care, să înțeleg că care cei doi copii nepoței mei pot să aibă unul un tată, celălalt... Bă, taci dracu din gură, bă, ce prostie e asta, bă! Testul de paternitate constă în analiza a 16 secvențe ADN, numite și marcări. Pe baza acestor 16 marcări, se realizează un profil genetic pentru prezumtivul tată și se calculează probabilitatea paternității. În cazul de față, cu 8 marcări care nu se confirmă, testul se cere repetat. Cum e cu marcării ăștia? Care sunt pozitivi, care deci sunt negativi? Deci ai 8 marcări pozitivi și 8 marcări negativi. Ceea ce înseamnă că tu poți sau nu poți fi tatăl copiilor. Nu este clară situația, nu e un răspuns complet negativ, dar nici unul totalmente pozitiv. Există încă semnul întrebării și recomandarea mea ar fi să refaci testul. Nu mai facem niciun test, deci nici... Nu mai facem, recunoaște-vă copiii și atent. Da, spune-vă, nu mai recunoaște. Tu vezi ce ți-ai crescut acasă? Tu vezi ce ai crescut acasă? Ai stat 13 ani cu ea. Da, am stat 13 ani cu ea, dar nu poți să cunoști o femeie după o viață întreagă, apoi după 13 ani de zile. Deci, Dumitru, îți repet, în acest moment nu există un răspuns clar negativ, că tu nu ești tatăl copiilor. Ce este neconcludent și de asta îți recomand să faci la o altă clinică testul. Nu mai facem, nu. Ca să fie povestea completă, deci acum, nu știu, parcă ne regăsim într-un impas, testul ar trebui făcut și de acea a treia persoană. Păi și de unde să luăm acea a treia persoană, dacă ea nu mai știe nimic de ea? Nu am de unde să-l găsesc. În seara aia, după ce s-a terminat totul, a dispărut complet. Dar tu cum l-ai cunoscut? Uite, n-ai făcut și tu de un număr de telefon? De f***, că stai toată ziua pe asta, Irina, să depui eforturi și să trezești mai putea să faci rău de celălalt bărbat. Dacă vrei, într-adevăr, să afli cine este tatăl copiilor. Nu am, doamna mediator, v-am spus. Testul v-am zis. Cum, nu pot să dau de el. Nu e, știu nici numele complet, nu. Am eu soluția. Doamne, ce căuți aici? Vă mă pătoți. Ce faci cu spanii mei cu aici? Papagalele? Ești cu roșu, mă. Stai acolo ca o veste bombă pentru toată lumea adevărat să mori din față. Ce veste e? Bală bombardier din Dragadiru. Atenție mare. În primul rând, ăsta e o măscărici. Ce a pățit? Da. Păi să vă spun, eu am dovada că... S-a îmbătat și a căzut prăla. Păi ascultă, stai și gură. Cred că chestiunea e serioasă. Eu am dovada. Și au aflat cine altele tatăl. Cine altele tatăl? Vorbesc? A venit la mine stai, stai să mă pesc. Ceva foarte serios. Da, ceva foarte serios. Stai jos, să vezi. Da. Eu un loc frumos, pentru că tocmai asta vorbeam cu Irina acum. Ea ne spunea... Ea ne spunea că nu știe foarte multe despre acest bărbat. Să vă zic o chestie. Eu am avut interes să recunosc copiii ăștia, am niște bani de la familia asta nebună. Da? Un profesor de coordinat, doi bani. Dar el m-a cunosc, mi-a ducă banii, m-a luat la pup și la picioare, mi-a dat o parșiva. Unde mă telefonul arată? Mă telefonul nu mi-a parlo! După telefonul nu mi-a parlo! Adică Ica, din cauza lui Ica, ai ajuns tu cu bandajul la cap? Și în momentul în care m-a lovit și m-a pus jos... Hai, lasă-l să zic, băi, în momentul în care m-a lovit și m-a pus jos, Ica și-a pierdut telefon la mine, în bucătărie. Da, ia uzi. Da. Nu e adevărat ce spune ea? Nu știu ce zice, tu crezi ce spune ea? Vă zic pe chestii, că am făcut niște screenshot-uri pe telefonul meu. Telefonul l-am pierdut, acel telefon cu dovada l-am pierdut pentru că rudei vagabonți. Deci ai pierdut un telefon pierdut? Două secunde, atenție. Să vă zic. Băi, și eu am avut un milion, dar la să vorbesc. M-a luat de vagabonți, mi-a dat parșivește și mi-a furat telefonul. Păi tu ce vrei că nu ești o vagabond, dar și pot ai să ai vacasă. Am salvat niște screenshot-uri. A pus și pe cineva să-l bată. Mi-e dor de pielea ta ca atifelată. Mi-e dor să-ți văd ochii noaptea atunci când te înverești și cobor la parter sub patul tău. Mi-e dor să te sărut ușor pe numărul tău. Bă, asta e de vreo telenovelă, bă! Recis poezie! Și vreau să vă spun... Cine? Că aceste mesaje aparțin de pe telefon lui Pișticel.
Vorbim cu Irina. Unde e, bă, telefonul? Arată bă, telefonul cu ea, bă, nu! Stai, bă, de bă! Stai, bă, de bă! După telefonul cu ea, bă! Asta sunt popești, bă! După telefonul cu ea, bă! Asta sunt popești, bă! Asta sunt popești, bă! Asta sunt popești, bă! Nu este foarte clar ce încearcă să transmită Pavel, dar este evident că a stârnit interesul tuturor celor prezenți în sala de mediere. Să văd dacă am înțeles cu toții bine. Deci, tu te-ai dus ca să primești niște bani de la Igor. Nu, era pe la mine. El a venit la tine să îți ofere niște bani. Exact. Și în loc de bani, tu spui că ți-a dat niște bani. M-a rupt cu bătaia. La tine acasă, vin cine? La mine acasă. Păi dus să se dai bani. O secundă, o secundă ca să urmăm firul evenimentelor, ca să înțeleg despre ce este vorba. Te-a bătut și a pierdut telefonul, tu i-ai luat telefonul, ai căutat în el, ai găsit niște mesaje. Pe care le-ai transferat pe un telefon pe care mai târziu l-ai pierdut, că altcineva te-a luat la bătaie, dar ai reușit să faci niște screenshot-uri. Exact. Și păi, ceea ce ne-ai citit este... Și ne-ai citit mesaje trimise de Ica către Irina. Irina, ceea ce spune el era o fabulație, tu ai primit acele mesaje? Mi-a spart carcata. Pavel. Mi-a spart carcata. Ce să recunoască, dragă? Ce recunoască? Ce să recunoască ceva care îi se spune cine i-a dat copiii? Cade în spatele unei copii. Spune-mi că dacă e adevărat, deci, ai culcat cu boștorogul. Pavel, tu ai culcat cu boștorogul. Exact asta vreau să știu. Al treilea bărbat din viața Irinei este Ică. Hai, bă, tași de asta susții tu. Vreau doar să vă spun. Bă, te dau și în judecată. Pentru că eu sunt credincios cu Sfântul Petru și Iisus Hristos și Sfântul Pavel în sfânt în sufletul meu. Vreau să vă spun că el du-te la biserică, tatăl copiilor Irinei. Da, bă, și a spus și cine că am adicat. Ce prostii! Irina, te rog frumos, spune-mi că nu e adevărat chestia asta. Spune-mi că nu e adevărat. Spune-mi că tu nu te-ai culcat cu moartea și Criu. Unde-i dovezi, bă? Arată dovezile. Luați telefon și verificați. Păi ce vorbești, bă, că n-am nicio dovadă aici în telefonul ăsta. Păi dacă ai șer, mă bagă. Păi dar nu, să bătai. Ăsta-i telefonul ăsta la tine. Scoate-mă telefonul. Scoate-i telefonul și dă-i doar imediat-o. Ne pot da telefonul ca să vedem dacă mesajele au fost înțelegi. Nu sunt niciun fel de mesaj. Arată-i. Păi dar tu ești un fel de mesaj. Pe telefonul acesta nu e niciun fel de mesaj. Sunt mesaje doar de la telefon. Nu mai da să ia telefon. Este alt telefon. Mesaje de afaceri vechi, bă. De afaceri vechi, stai recuminte. Iar să mă rupești. Iar de mamă veche, frate, nu. Mamă veche, iară. Dumnezeu știe cum e că mi-a spăcărcat în cap. Bă, dacă te îmbeți și ca și te bat boschetari. Mă bat boschetari. Ai intrat la mine în casă, ai intrat. Am o prindere tale, pe ușă. Hai mai mințiat. Am prindere digitale să mai fac niciun test de paternitate. Mă retrag. Îmi pare rău, nu o să mai accept absolut niciun copil. Ce bărbat ești, mă, că ai zis că... Ica! Nu știu cum ai reușit, mă. Cum ai reușit, mă, boștor? Mie mi-e rușină de părul tău albine, mă, la lui! Rușină de părul tău ăsta din cap. Că ai făcut așa, bă, tu ești sigur pe ce spui? Bă, tu ești sigur pe ce vin, ești? Ca să clarificăm toată treaba asta, să facă și el testul ADN. Da, hai tu că să facă. Dacă Ica face testul ADN, o să mai fac și odată. Dacă nu, pași și pusi. Deci nu vreau să mă auzi așa ceva. Ia te bași, bă! Nu, nu! Băi, tu ești proastă, bă, tu tot te bași, bă! Pleacă-mă de aici, bă! Pleacă-mă de aici, bă! Acuzațiile sunt atât de grave, încât toată lumea s-a unit într-o singură voce. Să facă Ica testul de paternitate. Ica, până la urmă, din ce am înțeles, din toată povestea de până acum, ai făcut lucruri mult mai dificile ca să păstrezi o armonie în casă. Asta ar trebui să fie destul de simplu. Mă, să iau un pic de sânge sau un pic de păr. Nu sunt de exact, exact. Auzi, dacă nu faci testul ADN, la mine în casă nu ai ce să cauți. Și pun cort în curte. Ica, Pavel, așează-te. Acum planează o suspiciune asupra ta. Asta pe de-o parte și pe de-alta. Poți să închizi tot acest cir și să o salvezi pe fata ta. Deci eu nu să accept niciun copil dacă Ica nu face testul. Vreau să facă și Ica testul.
condiția principală lui Dumitru este ca și tu să faci testul, altfel el nu vrea să participe. Dacă tu consideri că el poate fi într-adevăr tatăl copilului, putem încheia această discuție foarte simplu. Păi el recunoaște copiii. Cred că e nevoie pentru el sau pentru Irina până la urmă, că ea a deschis discuția paternității. Nu v-ați că era unul după cum? Și fă testul! Și nu numai atât, dar văd că și soția ta care... Păi ce vine acasă? Nu mai vine, draga mea, dacă el nu face testul, nu mai primesc. Băi, iar vorbești prostii, tu, mă! Ia uite, bă, că ai și gură, bă, până acum nu s-o dea un cuvânt, bă! Extraordinar, dar ți-a fost bine acum, te vorbești pe mine. Mioara, care până acum a fost trup și suflet alături de Ica, trece de la șoc la hotărâre. Dacă există și cea mai mică șansă ca bărbatul să fie avut o legătură amoroasă cu fica ei și să fie tatăl gemenilor, adevărul acesta trebuie să se afle. Irina, le cunoașteți copiii, măcar și... Nu știu dacă ai mie răspunde, dacă te-aș întreba dacă ai avut o relație cu... cel care a fost prezentat ca tatăl tău. Nu. Dar vreau să întreb dacă tu crezi că ar fi o idee bună să facă împreună testul, măcar doar pentru că așa l-am convinge pe Dumitru. Crezi că ar fi o idee bună? Să fii de acord. Da, aș fi de acord și cred că e o idee bună. Ica, ți-ai susținut fiica atâta timp. Încă o dată, până la urmă. Îmi încarc onoare. Și e mai importantă onoarea ta decât liniștea celui pe care ai crescut-o ca pe o fete? Ica nu mai pare deloc sigur pe el. Palid și gânditor, bărbatul se eschivează de la un răspuns clar. Dumitru însă știe exact ce vrea. Eu aici am pus punct, iar în momentul în care te vei hotărâ să faci testul, atunci să mă mai căutați. Bă, ia mai lăsați-mă în pace. Îmi cer scuze, nu-te bine că a plecat el. Deci, onoarea ta se vede. Eu... voi face chestia asta doar dacă el va fi de acord. Dacă nu, o să rămâi, știi cum? Cu copiii făcuți din floare. Nu o să ți-i recunoască absolut nimeni, pentru că așa ai fost tu în stare să-ți ai grijă de familie. Mămică, eu vreau tu să fii liniștit. O să fiu liniștit când o să aflu adevărul. Îți dau cuvântul meu de om că Ica nu mai are ce căuta în casă dacă nu merge din propria inițiativă să facă testul ADN. Pavele! Categoric nu e el. Băi, dăm voie să strâng mâna că ai venit și că m-ai ajutat aici și să sperăm că totul va fi bine. Totul va fi bine, bine. Mersi. Și să ai grijă de tine. Nu știu cum a reușit borștorogul ăla să-ți facă așa ceva. A avut noroc. Că-l prins tu. Hai că vin și eu. O zi bună, doamna mediator. După o noapte de nesomn în care nu a putut pune geană peste geană, Mioara își ia inima în dinți și îl confruntă pe Ica. Lasă-mă în pace! Nu sunt normal! Nu mă interesează că sunt aia normal sau nu sunt normal. M-au prins acum pe mine și mă freacă! Hai, liniștește-te! Mă freacă! Spune numai mie și numai mie. Ce să spun ție? Ai fi putut să fii... Păi ești nebună, pleacă de aici, bă! Ia uite ce prostii îmi spune! De ce un pic pe mama? Păi cum de ce un pic? Nu vezi ce mă întreabă? Ia de ce prostii, înseamnă că ți-a băgat și era cărgăuni în cap. Nu, e, nu. Dar eu nu-i cred. E, parcă e păcătut aici, dar zici? Credința la biserică cu mine aici, cu seriozitate? Cum să-mi spui așa ceva? Parcă treci pe altă lume, n-ai înțeles ce a zis? A zis că am făcut sex cu fiica. Doamne ferești! Păi nu vezi? Ducă-se pe păi și ce o să audă tot... Dar eu i-am crezut, aia o dorește bani. Nu mă interesează, bă, nu mă interesează. Să ia bani de la tine, nu mă interesează ce crezi tu. Și că e faptul ăsta cu bani. Dar îmi dai cuvântul tău de domn. Bă, lasă-mă în pace, băi, vrei să te... Dar nu mai împinge, te iau frumos. Se vede clar din reacțiile celor două femei cine este stăpânul casei și cum obișnuiește Ica să-și conducă familia. Irina face scut în fața mamei ei și reușește să o scoată din cameră. Acum este doar ea față în față cu tatăl vitreg. Atâția ani cum ai suportat? A fost bine, nu? Păi a fost bine pentru tine în ghilimele, da, pentru tine a fost bine, dar pentru mine n-a fost bine, crede-mă. Ți-a plăcut, mă, să ai un om care să aibă grijă de tine? Nu, nu mi-a plăcut, mi-a scârbă. Mi-e scârbă că mă uit în oglindă, mi-e scârbă. E mama mea, te rog frumos, îți păstrezi distanța de ea, nu mai ai ce vorbi cu ea. Eu și mama să plecăm. Ce? Ori pleci tu, ori plecăm noi. Tu nu mai ai ce treabă cu noi. E mama mea, e bătrână, e bolnavă, are o vârstă totuși. Ce dracu este... face singure, mă? Ne descurcăm, dar nici cu unul ca tine nu mai stăm. Iată cum încet, încet se destramă imaginea perfectă a acelei familii.
o vilă ca în filme, conturi pline în bancă, mașină cu șofer la scară, totul pălește în fața evidențelor și un adevăr dureros își croiește încet loc prin toată această pânză de minciuni. Eu pe fraierul ăsta în fund și am nevoie de ajutorul tău. Hai bă, Irinu, comete, atâția niciunii! Tu n-ai cum să spui mie așa ceva! Ascultă-mă! Înțeles, frate, ascultă-mă! Mă jur pe cea mai scumpă, mă jur pe Dumnezeu, pe ce vetui că trăiești cu Irina. Nu te minte nicio culoare, gata cu interesul, gata cu absolut tot! În cealaltă parte a Bucureștiului, Dumitru primește un vizitator căruia, în alte circumstanțe, nici nu s-ar fi gândit să-i deschidă ușa. Iată-i pusă treaba. Eu pe fraierul ăsta în fund și am nevoie de ajutorul tău. De ce aș avea eu încredere în tine acum? Am și dovezi împotriva lui că și crede-mi pe cuvântul meu. Ai cuvântul meu, știu că nu mai am onoare față ta. Prietene, sau cum vrei să mă iei, cum mă consideri. Îl înfundăm vreo tot. Mergi pe mâna mea. În acest timp, Ica și Irina continuă discuția dificilă pe care au început-o mai devreme, de data asta pe un alt ton. Dacă nu mai asculta când ți-am zis eu, să faci avort. Ce să fac? Să faci avort. Eu n-aș face avort nici dacă ar fi fost al unuia de pe stradă. Dacă făceai așa ceva, eu nu mor niciun copil. Ai zis că până acum ce ai, mamă, ce copil aș drăgăla și să fac avort, așa sunt. Așa sunt acum, sunt în fapt. Ai fi în stare să-i omori și acum tu? Băi, cum să nu mai spune asemenea, mă faci ceea ce nu sunt. Păi și atunci eu ți-am spus atunci. De-avor. Sunt copiii mei, a fost decizia mea să-i păstrez, nu-i problema ta, n-ai tu treabă cu copiii. Aia nu pui tu mâna nici pe copii, nici pe mama, aici, nici pe mine nu mai pui mâna. A fost problema. Nu. Ba da, dar aici s-a creat. Nu erau copii, n-apărea probleme. Tu nici de mama, nici de mine, nici de copii, nu mai pui niciun deget pe ei. Și ce faci fără mine? Ce ne descurcăm, nu-i problema ta ce fac. Asta ție, că n-avem noi ce face fără tine. Păi cum, casă, mașină, bani, nu de la mine? N-o să mai fie proasta de mama care să zică: a, dragule, nu vrei ceva de mâncare, nu vrei un ceai, nu vrei un ceai. Pleacă, îți spun eu că pleacă. Dacă eu spun că pleacă, pleacă, plecăm toate, și un, și un cu tot cu copii. Și unde te duci? Ne ducem, ori pleci tu din casă, ori plecăm noi. Da, eu plec. La și casa eu noastră. Plec și tu ce faci aici? Hai bă, Irinu, comă-te, adă-ți aminte, mă, dă-mă. Niciun Irinuco, te rog frumos! Nu, nici o Irinuco, nici o Irinuco! Pleacă de aici, că te scârbă! Băi, fii atentă, băi! Ica nu este obișnuit să fie respins sau să îi se răspundă altfel decât se așteaptă, iar noua atitudine a Irinei îl șochează. Pavel continuă munca de convingere. De data asta scoate la bătaie asul din mânecă. Mă jup pe cea mai scump, că Ica trăiește cu Irina. Bă, tu ești prost. Băi, ascultă! Cum să-l trăiască? Ica cu Irina. Ascultă-mă, trăiește cu Irina! Ica cu Irina! Ica, trăiește cu Irina! Prieten-o pe cuvântul meu, vreau să fiu prieten cu tine, jur! Tu n-ai cum să spui mie așa ceva! Ascultă-mă! Ai înțeles? Frate, ascultă-mă, mă jur pe cea mai scump, mă jur pe Dumnezeu, pe ce vrei tu, Ica, trăiește cu Irina. Nu te minte nicio culoare, gata cu interesul, gata cu absolut tot. Vreau să fie bine pentru voi, nu am niciun interes, m-am pocăit, jur! Ica trăiește cu Irina. Deci Irina nu poate să facă una ca asta. Ascultă-mi, patru, nu. De ce am văzut-o în poze? Ascultă-mi puțin. Dumitru! De ce am văzut-o în poze? Irina pare nevinovată. Deci ea pare nevinovată! Tu mai faci mișto, Dumitru. Ascultă-mi puțin, știi foarte bine că copiii sunt abuzați decât sunt mici de tați vitre și chestia genul ăsta. Poate a fost abuzat. Bă, nu poți să-mi spui tu mie chestia asta! 13 ani de relație, 13 ani de iubire au dispărut într-o secundă și o nouă realitate, desprinsă parcă din filmele de groază, își face loc. Hai să ne fundăm pe nucitul ăsta. Cum? Am niște poze în calculator de când eram cu ea, și telefon și calculatorul meu. Ascultă-mi puțin, îi trimit lui Irina să vadă că am dovada încă, că și Irina cred că e în jocul ăsta. Îi trimit lui Irina să vadă că am, încă am poze cu ea, că a spus să șantajez. Nu, îi le trimitem lui Ica. Și lui Irina. Le trimitem la amândoi. Și așa îi prindem pe amândoi, da? Mamă! Da, mamă! Vino un pic! Dumitru și Pavel îi povestesc Caterinei despre planul lor. Au de gând să-l terorizeze pe Ica cu mesaje și fotografii, să pună presiune până când bărbatul va ceda și va face un pas greșit. Planul este făcut, iar Caterina va face prima mișcare. Da, ai rezolvat ceva cu... Ce să rezolvă? Nu mai rezolv nimic, că nu mai am încredere în tine. Ia vină încă, că nu vreau să-mi audă ăștia în casă. Așa, ia zi. Ce ai rezolvat cu... Păi ce vrei, mă, să rezolv? Păi cum să... Ce mi-ai promis?
Păi mai ai și tu pe eu după păi ce... Păi cum am zis că dau, puțin. Că fac, că drept? Când am auzit de tine, nu, eu nu mai am încredere. Nu, nu, lasă-mă, păi dăm la mediator. Ce o afacere? Îți ce dau niște bani, îți dau o mașină... Lasă-mă cu afacerea și cu tot. Nu, mediator. Merge la mediator și gata. Atunci să se afle tot. Ica intuiește că femeia are un as în mânecă și că nu se mai poate baza pe sprijinul ei de aici înainte. Soluția este așadar să abordeze el problema frontal. Care-i treaba? Păi eu te întreb pe tine care-i treaba. Păi vii la mine în casă și mă păi întrebi așa care-i treaba. Păi de ce am venit? Nu. Păi ți-am spus pe telefon. Ce nu faci? Te-ai hotărât? Păi cu ce să mă hotărăsc? Cum cu ce să te hotărăști? Păi Irinuca noastră? Așa. Ce ai hotărât? Faci declarația? Ce declarație co- cu copiii mă. Cu ce copii să fac? Cu ce copii mă? Sunt copiii mei? Păi cui sunt? Păi nu știu, mai întâi să aflăm testul, răspunsul de la păi ce mă, dar tu nu știi că ai trăit cu ea atâția ani? Păi, păi trăiești cu persoană 10 ani, 13 ani, cum spui ma tale. Dar nu o cunoști după o viață, apoi după 13 ani. Păi și tu nu o cunoști pe Irinuca? Nu știu ce să zic, că... Cum adică ai vreun dubiu așa cu privire? Dar și eu mă am un dubiu, băi, ce vreau acum să fiu băi, așa? Băi, dar tu mă lași... Ce tu mă iei cu mine, băi, cu chestia aici? Băi, fii atent, ce profiți că ești mai tânăr, mă? Ce profiți că ești mai tânăr? Așa, ce să zic, mă, ce să zic? Care-i cu ce să zic? Păi, da, să zic, aici, ai, cu ai de... mine în casă. Păi, da, mai declarat că faci, că e copii pe numele tău, că... Da, e... o să iau copii păi, pe numele meu dacă se hotărăște că testul este pozitiv și sunt copiii mei. Când o să aflu adevărul, nu așa că vrea... Ia uite, mă, vrea Ica, care da, strică familia Ica ăsta. Cu ce da? Ți-a stricat eu familia? Îmi strici familia, te dai pe la mamă, îi spui chestii, îi spui trestii. Hai, bă, tu crezi toate minciunile lui maică ta, mă? Băi... Maică ta e o mincinoasă, băi. O bătrână care amărâtă și tu supă... Tu nu te iei de maică mea. Amințit, amințit. Nu te iei gata, hai, de hai să vorbim da? De copii. De copii. Ce ai de gând să faci cu copii? Da? Cum rămân ei fără tată? Că tu ești tata rămas, lor. Cum au rămas până acum, chiar dacă eu am la suflet și îmi pare rău. Stai, stai, stai un pic. Aolo, ești pasta. Băi, primești mesaj băi, acum, fii atent, ești... fii atent tu, nu te mai juca cu mine. Cu cine? Eu cu nu mă joc cu tine. Tu să te știi, mă de aici, ai grijă, bă, bă, ai grijă că pun pe unii pe tine. Ești mai rău. Ai mare grijă. Ești. Te duci frumos și semnezi. Am eu grijă de tine, să știi. Am grijă de tine. Să închizi și ușa după tine. Bă, dar ce curajos ești! Las că când ori înconjura unii o să vezi tu! Hai, nu stau la discuții cu tine, ieși! Puterea lui Ica asupra celor din jurul lui nu mai funcționează. Sforile îi scapă din mâini și marionetele nu mai execută ordinele lui. În timp ce lumea lui Ica a început să se clatine din temelii, Caterina este într-o misiune dificilă de aflare a adevărului. Ar fi bine să spui și tu adevărul. Spune ce te apasă, că așa te pot ajuta și eu, așa nu înțeleg nimic. Sunt femeie și pot să-ți deschizi sufletul. Te pot ajuta, dar vorbește, că așa nu-mi dau seama ce e. Ai încredere în mine, te rămâne între noi, spune. Ica, știi că de când era mai mică, așa. El spune și a spus și la mediator că a fost un tată mai atent, mai grijuliu cu mine, că... Ce înseamnă mai atent? Păi uite, la... Tot a început la... când aveam 10 ani. A început și am spunea că... Eu sunt mai specială decât celelalte fete, că... Cai puțin la 10 ani? Da, așa? Că sunt... o fată mai... frumușică decât celelalte, că... el o să aibă grijă de mine, să nu-mi spui că a mers mai departe. Pe la 13-14 ani, el a început să-mi cumpere tot felul de lingerii sexy. La 13? Nu pot să cred că ai trecut prin așa ceva. Și să nu-mi spui că a abuzat. Nu, a mai durat 2 ani și în ziua mea la 15 ani a intrat peste mine în baie și m-a abuzat sexual. Dar crede-mă că îmi spunea că dacă nu fac cum îmi spune el, o să omoare pe mama, că o să se aleagă... Irina, Irina, oprește-te, te rog. Ai fost doar o victimă. Așa fac ei. Așa sunt violatorii da, ăștia. Deci nu te mică, considera adică vinovată. Nu... Te rog, nu te considera vinovată. Ei, prin asta profită, să știi. Mi-a spus că e un dar de la Dumnezeu ce am primit. Doamne, Dumnezeule, prin ce ai trecut? Destăinuirea Irinei este zguduitoare, iar adevărul este șocant.
18 ani de zile, Irina a trăit un coșmar alături de un așa zis tată care a abuzat-o psihic și fizic, nefiind capabil să-i spună adevărul nici măcar mamei sale. Cu mult tact și multă căldură, Caterina a reușit să obțină mărturia fetei, iar de aici până la eliberarea din temnița abuzului nu mai este decât un pas. Gata, bine că ai spus adevărul și te-ai ușurat. Da, nu ești o victimă, scoate-ți din cap ideea asta, te rog. Mi-e rușine că... N-ai de ce. E, Caterina... Ce cauți mai aici? Nu ți-am zis să nu mai vii pe la noi? Da, stau și eu de vorbă cu ea. Mai stai la mine acasă. Tu ești lângă asta, nu mai lasă-mă pe pace, nu mai lasă-mă pe pace, lasă-mă cu la mintea ta. Ce treabă ai tu cu asta? Bă, tu ești pe felie cu ăștia, mă? Tu ești felie cu ăștia? Nu i-am spus nimic, Ecaterine. Nu i-am spus nimic, Ecaterine. Ecaterina... Păi vreți să mă faceți pe mine, mă? Păi eu asta văd, mă. Asta văd. Că sunteți bara-bara, că discutați în particular tot felul de scenă. Nu, vorbeam despre Dumitru și despre copii, nu? Auzi, tată, dă poza asta ce zici eu. O știi? Eu ți-am făcut-o goală, da, și frumoasă. Și ce-i cu, așa, cu ea? Îți arățai țâie, așa frumos. Dar ce de ce? Că? Păi am primit-o de undeva. De la un număr necunoscut. Și eu ce vine? Nu știu nimic de poza. Păi n-am trimis-o. Cine o mai, dar cine o mai are? Nimeni. Doar tu ai și cu mine. Da. Ci, cu ei ai dat-o? Tu ai dat-o? Nimeni, mai nu, de ce aș fi dat o poză cuiva? Cine ți-a umblat ție în telefon? Nimeni. Telefonul meu e mereu cu mine, nu umblă nimeni la el. Tu ai dat-o. Eu de unde știu că n-ai trimis-o tu cuiva? Dar să te lauzi? Dar ce interes aveam eu, mă? Ce interes? Eu astea nici nu le mai am. Pozele astea eu le înștez. Hai că mergem unde ne mână la mediator și îi spunem. Asta crezi tu, mă, cum să fac eu? Băi, nesimțit-o! Unde te crezi, mă? De ce dai într-o femeie mea? Că ești bărbat? Tu ești bărbat? Dar tu ești bărbat, mă, să dai într-o femeie? Nu plec, mă! Nu plec! E, mă, ieși pe mine! Te rog și pe tine, poți! Ce bărbat ești, mă, să lupești o femeie? Dar nu ți-a un pic, lasă-o în pace! Bă, ce bărbat ești tu? Nu te dai aici! Țin telefonul că sun la poliție să-mi duce să-mi pleacă de aici, moșule! Pleacă de aici! Gata, mămică, gata! De frica poliției, Ica se face nevăzut, iar Caterina reușește să o scoată pe Irina din vilă. Odată ajunse la ea acasă, în siguranță, departe de amenințările lui Ica, Caterina îi lasă pe Dumitru și pe Irina singuri. Da, tu ce ai de stai așa supărat? Uite ce, este posibil să fie copilul lui Ica? Cum? Tu vrei să spui mie că te-ai culcat cu bătrânul ăla care de-abia... De-abia ștără picioarele după el și tu te-ai culcat cu el, tocmai cu moșul ăla te-ai culcat tu? Lasă-mă un pic, să spun de la început, să spun cum s-a întâmplat. Tu te-ai culcat cu omul ăla? Nu a fost vina mea, eu nu sunt vinovată. În ziua în care am împlinit 15 ani, a intrat peste mine în baie și m-a dezvirginat și... Poftim? Da, și... M-a abuzat. Doamne, deci de atunci, nu, neapărat omul ăsta. De atunci, în fiecare neapărat zi, omul ăsta, când el dorește, intră peste mine în cameră și m-a amenințat. De asta n-am vrut să spun la nimeni, de asta n-am vrut cu să... Cu ce te-a amenințat? M-a amenințat că omoară pe mama. Eram un copil, îți dai seama că... Nu știu... Nu, îți dai seama, nu vreau să-i se întâmple nimic lui mama, dar vreau să se termine odată cu toate, să nu, deci trebuie să faci, să-mi duc copiii mei, frică de copiii mei, dacă le fac ceva copiilor, dacă nu știu, dacă... Deci trebuie neapărat, să mergem la poliție. Dacă copiii sunt ai lui. Nu. Dacă mă iubești, exact așa cum spui, și dacă vrei, vrei ca copiii noștri să fie fericiți... Vreau să-mi iau copiii și să mergem, nu știu, să plecăm într-un alt oraș, să uităm de tot. Dar dacă vrei ca să fim fericiți, să fim fericiți, că dacă ei or să fie într-adevăr copiii noștri, trebuie să mergem neapărat, trebuie să mergem la poliție. Și uite-te bine la mine, omul ăsta nu o să scape așa. Omul ăsta nu o să scape așa. Deci omul ăsta ascultă bine și la mine. Și mi-e rușine și mi-e scârbă de mine. N-are de ce să-ți fie rușine. Deci ascultă-mă. Uite-te la mine. Calmează-te. Cu Dumitru alături, Irina poate orice. Iar faptul că bărbatul a înțeles-o și nu a judecat-o, i-a dat aripi. Câteva ore mai târziu, cei doi tineri se întorc împreună în vila ororilor, de data asta cu un scop precis. Ce faceți, mă, nevoie? Ce să facem? Ce faci? Bine.
Auzi? Ce faci, mă? Nimic. Ce faci, du-te, du-te până în partea cealaltă. Ce cu lucrurile astea? Stai așa. Ce cu lucrurile astea? Stai așa, Ica, că discută noi. Ce cu lucrurile astea, du-te, mă? Du-te, că discut ce eu cu lucrurile astea? Du-te, că discut eu cu Ica. Ce cu lucrurile astea? Și care e, mă, faza? Păi asta, mă, ce cu lucrurile? Care e faza? Ce cauți aici la mine? Ha? Ce cauți cu mine? Băi, la mine aici. Am venit, ți-o iau pe Irina. Cum o să iei, bă, dacă? Cum o să iei? Amândoi. Cum o să iei, bă, pe Irina? Și nu o să mai vezi, nu o să mai vezi nici pe ce ea. Ce vorbești, bă? Și nici copiii. Deci cât o-i trăit tu? Tu crezi că poți să pleci așa fără să... Eu ce fac aici? Ascultă-mă. Eu ce fac aici? Tu? Vai, eu de ce capul fac aici, tău, bă? De... Bă! Tu ești un violator, ai înțeles? Eu am aflat ce, tot. Ce prostie asta? Tot am aflat, tot ce ai făcut. Deci am aflat că... V-a spus deci tot pe capul meu. Deci eu nu pot să-mi imaginez cum ai reușit tu la ce se reușește? Asta avea 15 ani. Nu, tu ai înțeles? 15 poveste, ani. E poveste, când tu ți-ai băgat repede ca un moș morcovul. V-ați luat după a intrat povești. Ca ursul, a intrat ca ursul, vai de capul tău. Nu vezi că nici nu ți se vede, dracu. Ai pizdai tu. Ai înțeles? A dormit copii. Cum să fie, mă, povești pentru a dormi copii? Cum să fie, mă, povești? Bă! Lasă-l că are cine o să facă dreptate în cazul lui. Irina și copiii au ajuns cu bine la Dumitru acasă. În câteva zile, întreaga familie se reunește în fața mediatorului pentru aflarea rezultatelor testului ADN. Pentru că data trecută am avut o situație incertă, rezultatele tale nu au fost concludente. De data asta v-am trimis la cea mai bună clinică din România, unde ați dat și tu și Ica probe de sânge. Rezultatele au fost făcute de cei mai buni profesioniști și specific acest lucru pentru că ce a reieșit este cu adevărat surprinzător. Vorbim de o situație foarte, foarte, foarte rară cu care cel puțin medicii de aici nu s-au mai întâlnit, dar există astfel de cazuri în lume. Se pare că Dinu este al tău, Dumitru, dar Mihnea este al lui Ica. Ce posibil! Cum aș fi întrebat? E fratea, e draga mea. E pentru fiul, da? Da, așa, așa. Dar cum ce vreau? Copiii aș dești prima. Băi, femeia lui Dumnezeu! Tu ai spus, tu ai spus de fiecare dată că fratito e ușă de biserică. Am spus că e un tip corect. Tu acum, și asta e corectitudine? Asta e corectitudine? Spuneți, doamnelor, asta e corectitudine, mamă. Mamă, vino cu pace, mamă. Mamă, vino cu pace, mă, sunt că... Mamă, să nu e femeia de vină. Cum să nu fie femeia de vină? Tu nu e o apărare. Și dacă e sora, ce? Fiindcă Ica nu este prezent, Dumitru își varsă frustrarea pe cea mai apropiată persoană de acesta, sora lui. Dar nervii și răbufnirile nu servesc la nimic și este nevoie de intervenția mediatorului pentru a calma spiritele. Haideți să ne liniștim. În primul rând, Dumitru, vestea bună este că unul dintre copii este într-adevăr al tău. Deci, Dumitru, unul dintre copii este al tău. Astfel de situații, v-am spus, sunt foarte, foarte rare. Asta mi-a explicat și mie medicii de la clinică. În momentul în care o femeie face sex neprotejat cu doi bărbați, în același timp, sau mă rog, în perioade foarte apropiate, se poate întâmpla acest lucru. O sarcină gemelară, să aibă tocmai mie doi tați asta. Diferiți. O istorie ca și ruptă din filme, însă perfect posibilă în viața reală. Gemenii cu doi tați diferiți, o raritate care se întâmplă odată la 13.000 de cazuri. Dar se întâmplă, iar testele ADN sunt unicul mod de a demonstra acest fenomen. Mami, te rog, mama, ia liniștește-te și spune-mi, mămica, și la toată lumea, ce s-a întâmplat? Da, este adevărat. De ce n-ai venit tu la mama ta să-i spui? Este adevărat. De ce nu mi-ai spus lucrul ăsta? Mama a fost cu copilul. De ce nu mi-ai spus lucrul ăsta? Ica m-a abuzat sexual.
Irina, dar de când s-a întâmplat chestia asta? S-a întâmplat cu o singură dată. Doamnelor, doamnelor, e un moment foarte emoționant. Acum aș vrea să aflu și alte detalii ca să vedem dacă e cazul să implicăm și alte autorități. Vreau să știu, Irina, dacă s-a întâmplat o singură dată, dacă se întâmplă de mult timp. Nu, se întâmplă frecvent. Da. Adică ce înseamnă frecvent? Mamă, dar te-a amenințat cu ceva. Irina reia povestea dureroasă a abuzurilor lui Ica. Victimă de la 10 ani, tânăra povestește cum a fost constant amenințată cu moartea a ei și a mamei, cum a fost șantajată și terorizată psihic și cum a fost obligată să continue o relație abuzivă timp de 18 ani. Patologia abuzului este profundă și dureroasă și implicațiile psihice sunt multiple, dar sprijinul și acceptarea celor dragi sunt esențiale în astfel de momente. Da, deci nu știu ce să mai zic în situația asta, chiar am rămas mască. Mi-ar place că eu te consider da. Ca pe copilul meu. Da, o iubesc. Și... Mama, vă spune că vă voi sprijini și voi pleca de la nenorocitul ăsta, obsedatul ăsta. Da, o să, da, mediator, o să rămânem împreună. Să-l dăm la poliție. O să rămânem împreună în continuare. Copiii o să-i recunosc pe ambii. Ca fiind ai mei. Și să sperăm că o să ducem o viață fericită și frumoasă în continuare. Mă bucur că din întâmplările astea tragice, până la urmă e și ceva bun și că rămâneți împreună. Recomandarea mea totuși ar fi să vorbiți și cu poliția, pentru că dacă lucrurile astea se întâmplă de la 15 ani, acest om trebuie pedepsit. Eu vă doresc să aveți o viață fericită. Mulțumim frumos! Deci e clar că vă iubiți și o să aveți și doi copii, clar, ai voștri. Mulțumim frumos! Bine, declar medierea închisă. De cele mai multe ori, în viață, lucrurile nu sunt chiar așa cum par și iată cum, în spatele unei fațade luxoase, se poate ascunde o viață de mizerie și suferință. Irina și Dumitru vor face ultimul pas spre libertate și vor declara la poliție abuzurile lui Ica, iar acesta va ajunge înapoi în pușcărie, de data asta ca și deținut. Mioara și Caterina vor continua să aibă grijă de nepoții lor, iar Pavel le va fi naș micuților Mihnea și Dinu. Așa se termină o poveste emoționantă despre minciună, suferință și abuz, în care adevărul a ieșit într-un final la lumină. Tu concepi ceea ce gândești, da, ceea ce spui? Vreau să aflu adevărul dacă ai făcut sex cu Radu, da sau nu. Nu e vina mea când o femeie vine și sare pe mine pur și simplu. Stai mă puțin că și așa sunt împrăștia cu plâng. Stai mă, mă iei așa. Vreau să spun punctul meu de vedere. Ia taci, lasă-mă că nu și... Nu mai atingi. De câte ori ai făcut sex cu nevastă mea? Eu asta vreau să aflu. Mai știi când te scoteam de la petreceri, beată? Ce a fost, a fost? Am o veste proastă pentru tine. Sunt însărcinată, dar nu știi cu cine. Cu cine? Cu Irie. Nu te mai bea așa la mine. Am făcut-o, am făcut-o. Nu ai făcut-o, ai făcut-o, că c***o e și c***o să mori. Își bate joc de tine, crede-mă ce zic. Deci uite, pune mâna să vezi cum bate inima, uite și tu. Nu, deci nu mai pot. În situația asta nu se mai poate, gata, nu, mă răzbun. Viitorul tău va fi, nu că perfect, va fi exact ca un curcubeu. Soția ta pur și simplu în momentul în care mă vedea, îi scripea ochii, înțelegi? Tu iar te-ai întors la ea? La cine să mă întorc? La soarme. E frumos, te auzi tu ce mi-a zici? Mie ce poți să faci? Ce-mi vine să-ți fac eu ție acum? Să-ți fac mâna așa, nu? Stai.